Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Cocos Cioaba. Ia uitați cât de drăguț să iese Cocos Cioaba noastră care se transformă într-o vilă. Cocoleșilor, înainte să începem episodul de astăzi, vreau să-mi ziceți în comentarii dacă voi stați la casă sau stați la bloc. Adică la Coco Casă sau la Coco Bloc, vreau să-mi ziceți în comentarii pentru că vreau să știu. Uitați, dacă stați la Coco Casă, aveți atâta de frumos cum am făcut eu aici la Cocos Cioaba. Cumva aveți atât de frumos! Măi, sincer, nu cred că există nicăieri un loc mai frumos ca aici, ca la Cocos Cioaba, pentru că am făcut de vis, am făcut efectiv minunat, așadar, cocolicșilor, haideți să apăsăm butonul de coco like, să strângem 10.000 de comentarii la episodul de astăzi și vreau să vă citesc comentariile, vreau neapărat să-mi scrieți idei, pentru că această Cocos Cioaba este făcută cu ideile voastre. Eu data trecută, după ce am terminat videoul, cocoleșilor, sincer, nu m-am putut abține și am plantat o mulțime de flori pe partea dreaptă a casei, scuze, a vilei, și pur și simplu am pus tot felul de modele de flori, tot felul de culori, de fapt nu chiar tot felul, m-am bazat mai mult pe alb, pe movuliul ăsta și foarte puțin roșu, așa, ca un fel de pată de culoare. Pur și simplu am pus și multe ferigi. Cât vedeți cu ochii în stânga și dreapta, numai și numai flori, mi se pare atât de frumos. Ia uitați, cocoleșilor, deci haideți cumva să facem, să stăm aici la Cocos Cioaba, să fie casa noastră cu adevăratelea. Oh my god, deci este atât de minunat. Uite aici, văd un colțișor liber în care ar merge plantate niște floricele, pentru că, sincer, am mai lăsat așa puțin loc liber ca să fac cu voi la video. Și ia uitați, avem florile astea foarte mici, mărunte, mărunte, pe care le putem plasa, uite așa, printre flori, pur și simplu. Ideea mea a fost să creăm ca un fel de pată de culoare și doar și doar din flori. Ia uitați, ziceți-le părinților voștri, dacă stați la casă, să facă așa de frumos cum a făcut la Cocos Cioaba. Pentru că nu-ți trebuie decât o alee și pur și simplu, în stânga și în dreapta, puneți flori, cât mai multe flori, ca să fie romantic. Bine, este nevoie și de acest pond cu peștișori. Asta cred că e mai greu de făcut, în realitate, dar, doamne, deci, ziceți-mi acolo comentarii dacă ați mai văzut vă ceva așa de frumos ca și Cocos Cioaba, pentru că eu, sincer, nu cred că mai există. Am pus aici și podulețul ăsta data trecută. Am lăsat aici un spațiu liber pentru că mă gândesc, poate să facem aici o mini grădinuță dintre astea cu zarzavaturi, pentru că ar fi foarte ușor odată ce stai aici la bucătărie. Ia uitați, stau aici la bucătărie și vă servesc cu ceva în timp ce voi, cocolișilor, veniți la mine în vizită, la piscină, voi vă distrați acolo, veniți aici, tic, 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 stați la masă și în partea asta facem grătar, da, așa. Să știți că a spus cineva că îți vine fumul dacă stai pe scaun aici. Păi nu-ți vine fumul, că fumul vine prin chestia asta și se duce în sus, așa, încolo, la vecini. Se duce la vecini, nu vine la noi. Așa, și dacă noi pur și simplu stăm aici în bucătăria asta de vară și gătim, acolo se mănâncă, aici ar fi frumos să avem și o legumă de... o legumă? O grădină de legume, de zarzavaturi. Dar, vreau să-mi ziceți în comentarii dacă sunteți de acord. În partea asta mă gândeam să facem un locșor așa, la rotund, poate îl facem cu pietriși, cine știe, de, pur și simplu spus, povești. Știu că am văzut aici, mă duc puțin la grădină, cred, să vedem puțin la Recreation ce chestii avem. Pentru că știu că am văzut mai demult, uite, ăsta, în ăsta se face focul. Știți? Dacă pur și simplu îl punem așa la mijloc, uite aici, facem focul și punem niște scaune, una în partea stângă, alta în partea dreaptă și pur și simplu spunem povești. Da? Deci chiar mi-ar plăcea. Haideți să luăm niște nisip dintre la pietricios, uite, dintre ăsta, dăm la varianta cât mai mare posibilă, cam asta cred. Și pur și simplu, cocolișilor, facem un cerc. Ia! Bă! Bă, te rog frumos, fă-i cerc! Așa! Facem pur și simplu un cerc dintre ăsta de pietriș. Sper să ne iasă cerc. Ideea asta mi-a venit fix acum înainte de video. Ia stați să vedem. Sper să ne iasă cerc. Cercul o să înceapă... cred că o să fie așa un fel de alee dreaptă. Bă, 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 stați puțin că am greșit. Stați să luăm. Să luăm ăsta și să-l punem fix așa la mijloc. Cum ieși de pe podul ăsta. Să ai fix așa la mijloc. Sau chiar puțin mai încolo, cam așa. Și aici, în jurul lui, să facem un cerc. Ia să vedem, reușim.
Și aici pur și simplu noi o să ne strângem în jurul focului și o să spunem povești interesante. Ia să vedem, reușim cucurișilor să facem un cerc. Să știți că dacă n-ai compas, e cam dificil de făcut un cerc. Dar încerc și eu cât de mult posibil, ia să vedem. Hai că ne apropiem, fraților, să facem cel mai fain cerc ever. Cercul poveștilor. Și să-mi ziceți ce fel de povești vreți voi să spunem aici când ne întâlnim. Povești cu școală? Sau povești de groază? Sau povești dintre astea interesante, pur și simplu. Ce ați mai făcut voi? Ia să vedem. Ha? Ia uite că începe să arate din ce în ce mai bine și oricum cred că o să pun niște floricele așa în stânga și în dreapta. Ia uite cât de cât am făcut aici un cerc. E puțin cam strâmb, ce-i drept. Nu ai așa de multă dexteritate cu mouse-ul în jocul ăsta, dar... Ia să vedem. Reușim noi să-l facem. Cât de cât așa știți voi, cercul prieteniei să se cheme. Ia. Așa, încerc să mă concentrez. Bă, eu zic că am făcut o treabă bună! Și ăsta am putea să-l mai mutăm puțin, cam așa. Să zicem că aici pe undeva este mijlocul cercului. Și acum vreau niște scăunele. Ia să ne ducem noi la furniture. Care credeți voi că este scăunel de spus povești? Un scăunel de spus povești. Ia să scriem aici cer. Plac foarte mult astea. Astea seamănă cu cele pe care le-am folosit la casa voastră de pe lună. Să văd, avem altele mai faine. Măi, cocolișilor, cred că alea sunt cele mai faine. Ia să vedem, uite, astea sunt cele mai faine. Și plus că putem să schimbăm ce culoare vrem noi. Haideți să punem totuși pe painul ăsta, cred, ca să se asorteze. Sau pe negru? Așa, nu știu. Haideți totuși să punem așa, ca să se asorteze cu restul. Nu? Și acum pur și simplu punem niște scaune colorate. Așa, uite. Aici un scaun. După aia hai să-l facem cu roșu. Uite așa. Ce frumos. Mi se pare superbisim. După aia punem cu albastru. Altul să fie cu verde. Eu cred că am să stau pe scaunul ăsta cu roz. Ziceți voi pe ce scaun stați voi. Așa, acum urmează unul cu verde. După verde unul cu galben. Mamă, dar ce drăguț! Abia aștept aici să ne strângem, să spunem povești în jurul focului. Mi se pare atât de interesant. Cred că mai merge un scaun galben, uite, în partea asta. Ia să vedem, uite așa. Și cred că astea sunt toate scaunele care merg, dar vreau să le poziționez puțin mai bine ca să iasă mai perfect. Pentru că deocamdată nu sunt perfecte și vreau să iasă cât se poate de bine. Uite așa, le poziționăm noi și în jur facem cu flori, da? Ia să vedem. E puțin de muncă la acest cerc ca să-ți iasă perfect. Uite, cred că mai putem să mai punem încă unul. Dark red. Cred că pe ăsta, pe dark red, nu l-am pus. Așa, uite, ăsta este foarte frumos și dă foarte bine dacă îl punem. Câști. Na, am pus. Acum mutăm ăsta, cam așa. Cam așa zic eu că este suficient în centru, nu? Perfect. Acum, cred eu totuși, ca să facem puțin spațiu, să nu dai chiar cu scaunele imediat de când vii, cred că ar trebui să le mai schimbăm puțin, ia să vedem, ca să fie spațiu liber atunci când intri, știți? Să creăm așa un fel de spațiu primitor. Ia uite. Așa. E perfect? Este perfect, zic eu. Dăm puțin ăsta mai la stânga. Cam așa. Și acum, aici, vreau să punem în stânga și în dreapta multe flori. Uite așa. Mi-ar plăcea... Uite, dacă dăm use. Se poate da use? Ia să vedem. Turn light on. Despre asta vorbeam, fraților! Am făcut foc de tabără. Este... Și aici ne încălzim noi și spunem povești noaptea. Dar vreau să facem cumva... Să punem niște floricele frumoase în jur. Acum, ce fel de flori ziceți voi să punem? Ca să fie foarte frumos. Ia să vedem. Putem să punem și dintre astea? De bambus? Facem aici un fel de cerc așa. Bă, nu știu ce să zic. Este interesant.
Ia să vedem dacă dăm tot bambu. Ia uitați. Și punem mai mulți dintre ăștia, astfel încât să se creeze așa un fel de mister. Ia să vedem. Sincer, nici nu mă așteptam să fac așa ceva. Încape? Ia. Bă, este foarte drăguț ce am făcut eu aici. Pun așa câțiva dintre ăștia, bambuși, și vreau să mai pun... este fain! Mă simt... Uite, ăsta nu este fain, ăsta trebuie să-l vindem. Mă simt ca în emisiunea Survivor. Bineînțeles, Survivor America, pentru că alea din America sunt mult mai faine, mult mai bine gândite. Ok, cam așa. Și poate punem și o torță. Ia să vedem. Aș vrea să pun și niște flori mai mici pe jos. Ce flori mai mici pe jos să punem, oameni buni? Sau să punem dintre astea? Trandafiri așa de mari? Ia, cred că nu. Cred că nu. Nu punem trandafiri dintre ăștia. Punem dintre alea foarte mici. Ia să vedem de care. Wow, deci totul începe să arate de vis. Chiar nu mă așteptam să iasă atât de bine cocolicilor. Uite, avem aici zucchini, avem zmeură, avem dovleac. Aici urmează să facem bucățica noastră de grădinuță. Mie îmi place foarte tare cu pacul ăsta, să vedem unde am putea să ne punem unul. Flower beds, ăsta-l caut eu. Așa, și din astea să vedem ce flori ne putem alege noi, să fie foarte frumoase. Anemonele astea sunt faine. Și astea, ia. Câtă intimitate și frumusețe se creează! Bă, nu mă așteptam să facem un spațiu atât de frumos. Ia să vedem. Uite, aici ar trebui să... Stai că m-am cocoțat prea sus! Așa, uite aici aș vrea să pun... Încape? Oh, încăput! Este! Cum să se cheme? Cercul poveștilor? Cercul prieteniei? Ia ziceți-mi în comentarii cum să se cheme acest cerc, pentru că am nevoie de sfaturile voastre. Ia! Bă! Ia uitați ce minunat am făcut aici, cât de bine arată. Cred că ar trebui să mai pun încă o dintre astea. Mai punem încă una aici. Deci cine merge pe pod vine strict la locul acesta. Stai, stai, cred că am cam înghesuit aici puțin. Așa, am cam înghesuit cu siguranță. Haideți să vindem una. Așa. Și totuși aș vrea să luăm... ia să vedem, să vedem. Ne ducem la suprafață și luăm chestia asta, dar pătrată vreau. Surfaces, unde ești? Să luăm chestia asta, pătrată. Așa. Și încercăm să o rotim. Bă, bă, rotește-te, bă! Bă, dar de ce nu vrei să te rotești, bă? Că eu chiar voiam să te folosesc. Va trebui, se pare. Chiar așa e. Dacă o facem mai mică, nu se rotește. Hold to remove. Bă, stai că am pus greșit. Haideți totuși, văd că nu se poate roti. Așadar, haideți să luăm dintre aia, ca și până acum, rotundă. Am crezut că putem face perfect. Dar nu ne lasă să facem perfect, oricum facem așa imperfect. Pentru că e mai bine. Uite așa. Așa, cred că am să iau puțin, am să dau la o parte puțin podulețul ăsta și am să revin cu el. Așa, astfel încât să pot să trasez aici cum îmi place mie. Ia asta să vedem. Revenim. Bă, dar ce idei șmechere avem aici cocosceabă, nu vi se pare? Am făcut asta să fie cocosceaba mea, dar... Până la urmă, tot un fel de cocosceaba abonaților este, pentru că voi o să veniți la mine în vizită. Așa? Te-am pus bine? Ia, ia, ia. Așa era. Ia să vedem de aici. Da, cred că așa era. Ok. Și aici merge să punem, cred că, altfel de plantă. Ia să vindem. Așa. Și aici punem niște plantuțe mai mici. Ia, stați, stați, stați. Să facem aici perfect. Deci am făcut un fel de cerc. Cât de cât, așa, vedeți? Și acum asta e să vedem dacă putem să mascăm puțin zona cu plăntuțe, plăntuțe superbe, flower beds, așa. De care plăntuțe să punem aici, să fie așa mai mici și mai drăguțe, astfel încât să dea totul bine. Uite, astea cred că sunt destul de mici. Da, am putea să le punem poate printre, nu știu, vedem noi. Așa. Ferică! Astea sunt frumoase! Uite, astea sunt faine. Așa, hai să punem dintre astea mai multe. De așa, câști, câști, câști. Perfect. Hai, bagă-te cu câști. Te rog frumos să intri.
Am nevoie să intri. Așa, perfect, ați văzut că am rugat-o și a reușit. Wow, haideți să punem mai multe dintre astea roșii. Fix, uite aici. Așa, pe lângă podulețul ăsta. Îi dăm by many, uite așa, by many. Mamă. Aici vreau să pun doar dintre astea roșii. Așa, în restul grădinii ați văzut că am alternat. Am făcut tot felul, dar aici vreau să fie doar roșu. Wow, cea mai faină cocoșcioabă ever. Hai, pune-te. Așa. Și acolo încă una, hai, știu că încap, perfect. Ia uitați. Ia uitați ce pod drăguț am făcut aici. Podul către zona de povești. Aia este o zonă intimă, așa vedeți. V-am creat intimitate astfel încât să nu se vadă chiar peste tot. Aici cred că ar mai merge încă un dintre ăsta așa înalt de bambus. Dar să vedem dacă încape, dacă mă lasă. Uite aici, mă lasă, dar e bine unde l-am pus oare? Ia uite, ia să vedem. E cam bine, doar că e puțin cam în față. Cam în față și se strică simetria, pălăria. Poate dacă iau o bucățică dintre astea roșie și în locul ei o să punem unul. Ia să vedem. Încape? Am căput! Atunci înseamnă că o vindem. Ia asta, ți-o vindem. Așa. Ia uitați ce zonă perfectă de spus povești! Wow! Măi, nu mă așteptam să iasă atât de bine. Ia uitați. Deci cum mergeți voi aici pe alee? Zici, wow, dar ce este acolo? O zonă cumva de spus povești? Ia să mergem să spunem și noi niște povești. Ia uite, mergem pe podul poveștilor, așa să se cheme. Podul poveștilor. Wow. Și am intrat. Și uite, poți să dai use și te pui. Uitați, m-am pus pe scaun, mă uit jos, cât de fain este focul, mă uit în jur. Wow, dar în ce lume minunată mă aflu. Toți ceilalți cocoliși vor veni și ei și o să stea aici pe scaune și o să vorbească și o să spună fiecare povestea. Acum, mie îmi place foarte tare cum arată. Haideți să vedem cocolișilor și cum arată dintr-o parte. Bă, arată șmecheros de fantastic. Aici cred că ar merge undeva să punem un copac, dar nu sunt sigură. Poate aici în colț, ia să vedem. Punem copacul ăla mare și bengos. Unde îl găsim noi? La plante. Era aici un copac foarte, foarte mare. Nu mai știu exact cum se cheamă. Și liliacul ăsta este frumos. Este foarte frumos și liliacul. Ăsta este un arțar, dar hai să ne punem ăsta care este mai roșu, așa. Să-l punem în zona asta să fie ceva mai inedit? Ia să vedem. Ia uite. Am pus copacul ăsta acolo. Vi se pare destul de inedit sau să-l mutăm? Hai să-l mutăm, că parcă e prea în colț. Vedem ce facem acolo în colț. Poate facem o zonă de băncuță. Și-l mutăm. Ia să vedem unde îl putem noi muta. Poate putem să-l mutăm, uite aici. Te rog frumos să intri ca să faci umbră la peștișor. Ia. Ia să vedem dacă l-am pus aici. Arată bine. Va trebui să-l și plantăm. Ca să nu lăsăm doar în ghiveci, dar deocamdată vedem exact cum să-l punem. Oh, ce drăguț! Îl punem? Hai să-l mutăm puțin mai la stânga, gen cu câțiva milimetri, centimetri, așa. Uite așa. Și acum hai să-l plantăm, ce ziceți? Îl plantăm? Hai să-l plantăm! Să-mi ziceți dacă vă place cum am făcut, pentru că am făcut cu tot dragul. Haide! Fă-i gaură aici, ca să plantăm copacul acesta minunat. Așa. Ce repede am săpat. Stai că trebuie să punem cu mânuțele noastre. Așa. Ia și acum udăm. Ua, ce culoare minunată are. Ia uitați, am pus un copăcel ca să le țină de umbră peștișorilor. Mamă, mie mi se pare foarte drăguț. Ziceți-mi și voi în comentarii dacă vă place. Mamă, deci cât de multe flori. Cu siguranță eu o să am angajat un grădinar. Pentru că este dificil să ai grijă de atât de multe flori, dar mie îmi plac foarte tare. În zona asta cocoșilor vreau să facem grădină cu legume. Stați să vă arăt aici ce legume avem noi. Dăm la plante, la edible plants și ia uitați, avem zucchini, roșii, căpșuni, zmeură, altfel de zmeură, dovleac, salată. A, uite, copacul ăsta mare îl căutam eu. Avem aici roșii, cherry, castraveți, cred că sunt ăștia, morcovi. Fructe de pădure, viță de vie,
Bă, frate, avem aici viță de vie mai multe feluri, 3 feluri, ia uitați. Chiar nu mă așteptam să avem viță de vie. Wow, și asta pot să o plantez? Ia stai să vedem, dacă o punem aici, nu se poate planta. There's not enough room, ok, stai să o dăm puțin mai așa. Poți să-ți pui vița de vie, ia stai să vedem. Ce ziceți, ne punem niște viță de vie aici? Ca să culegem un strugure? Ia. Cover with soil, ia. Uite, și acum udăm. Oh, are struguri! Ne plantăm aici un zid de viță de vie. Ziceți-mi dacă vreți, așa. Și în partea asta spuneți-mi cum să facem ca să facem o grădinuță foarte drăguță. Da, și vreau neapărat să-mi pun și câțiva copăcei. Ia să punem aici niște mere, frate. Uite, pun aici un măr. Așa. Ia să-l plantăm. Și asta o să fie zona de povești și de câțiva copaci. Cocolișilor, să știți că ne apropiem de final. Adică, cred că data viitoare o să termin aici grădina. Și după, probabil, mai facem încă un episod în care facem bucătăria și baia, cred. Mamă! Ce-mi place că-s copaci dintre ăștia mai pitici. Hai să punem și aici încă unul. Ce copac pitic să punem de ăsta? Apple, ăsta e tot apple. Hai să punem small pear dintre ăsta. Ne punem un păr. Oh my god! Și știți ce o să fac? O să pun o rochiță dintre asta la fiecare copăcel. Rochiță de flori o să pun eu. Să-mi ziceți voi dacă o să arate bine. Bineînțeles că o să arate bine, pentru că așa am mai făcut până acum și arată genial. Și se pare că, uite așa, ne apropiem de sfârșit cu cocoscioaba noastră. Ia uitați ce drăguță este! Cred că mai punem pe aici vreun copac sau doi. Așa. Dar mie place că e cu copaci pitici dintre ăștia. Și probabil un copac dintre ăsta mare, fix aici în colț. De la de care vă ziceam eu că îmi place mie foarte tare. Care este? Ia unde ești copacule uriașule? Uite ăsta, cornus mas. Așa se cheamă. Îl pun fix aici. Mamă. Și îl și plantez. Ăsta este ultimul copac pe care îl plantăm astăzi. Și vreau neapărat, cocolișilor, să-mi ziceți în comentarii cum să punem acolo grădina, da? Pentru că avem nevoie de legume. Să le punem acolo pe grătar, să ne fie de aproape. Ia uite, am udat și ultimul copac. Ce de vis arată zona asta de cocoscioabă! Ia uitați, cocolicilor, podul poveștilor și copacii fructiferi, pomii fructiferi. Arată senzațional, adică nu știu care îmi place mai mult, stânga sau dreapta? Ia ziceți-mi voi în comentarii care vă place mai mult. Și vreau neapărat ideile voastre despre grădinărit, da? Până una alta, scrieți în comentarii, apăsați butonul de coco-like, iar noi ne vedem data viitoare, pentru că imediat terminăm cocoscioaba și Felix o să facă react.